Peste 80% dintre români spun că au fost puternic afectați de scumpiri, în condițiile în care mai bine de 60% nu au niciun ban pus deoparte, iar perspectivele nu sunt deloc optimiste, arată un barometru Frames. Creșterea prețurilor din ultima perioadă a afectat puternic puterea de cumpărare a românilor, astfel că pentru mare parte din populație plata tuturor cheltuierilor de la utilități la rate și produse alimentare a ajuns o adevărată provocare, iar perspectivele nu se arată deloc optimiste, potrivit unui barometru realizat de Frames. Astfel, peste 80% dintre români spun că inflația i-a afectat puternic și numai 15% spun că au reușit să se descurce în actualul context. Radiografia financiară a zilei arată că după doi ani de pandemie, marea majoritate a românilor a intrat în acest tsunami de scumpiri vlăguiții din punct de vedere financiar. Cei mai mulți și-au cheltuit și bruma de rezerve financiare pe care o aveau, iar perspectiva scumpirilor din aprilie reprezintă un motiv de îngrijorare majoră pentru cei mai mulți dintre respondenți. Este o radiografie a sărăciei a unei țări a cărei situație financiară atârnă de un fier de ață, a afirmat Adrian Negrescu, managerul Frames.